Sunteți cunoscut ca un pastor al rugăciunii. Suntem la întâlnirea oamenilor de afaceri, ASI 2021. Care este mesajul pe care doriți să-l transmiteți și în ce fel acest mesaj își găsește locul într-un timp ca acesta pe care îl trăim astăzi atât de sensibil? Iisus vine curând. Dumnezeu ne cheamă să încheiem lucrarea, să mergem acasă. Dumnezeu ne cheamă pe toți, în special, pe toți fără deosebire, dar în special oamenii care au resurse să se consacre cu toată inima să încheiem lucrarea. Care sunt mesajele pe care le veți prezenta în ocaziile acestea? Depinde foarte mult. Intenționez să vorbesc despre nevoia de redeșteptare, de revărsarea Duhului Sfânt sub forma ploii târzii, de asemenea consacrarea personală, nevoia de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a umbla cu El și a urma planurile Lui în fiecare zi. Biserica lui Dumnezeu de pe pământ are o lucrare de făcut și de dus la final, de îndeplinit. În ce fel întâlnirea oamenilor de afaceri, ASI, România 2021 și celelalte ocazii, în ce fel pot să ajute oamenii, proiectele care sunt și care este rolul? Cum vedeți rolul lor în conferința noastră, dar nu doar în întreaga țară? Asociația ASI este o asociație de oameni de afaceri, adică oameni care rulează sume importante și care prin această asociație au descoperit că pot face foarte mult în multe direcții. Sunt cel puțin 4 direcții pe care asociația ASI le are în vedere, și anume sunt inițiative în domeniul misionar direct, sunt inițiative în ceea ce privește educația și am văzut și în seara aceasta un număr foarte mare de școli și grădinițe care sunt susținute, sunt inițiative în domeniul social, sunt ajutați oameni care trec prin situații dificile în viață și, nu în ultimul rând, au în vedere și zona medicală. Trăim într-o societate bolnavă și orice inițiativă în domeniul acesta este binevenit. După cum știți, unul din proiectele majore pe care ASI le are în perioada imediat următoare este demararea construcțiilor la un spital adventist. Deci, atât, în felul acesta, punând umăr la umăr, s-au constituit într-o asociație care poate să ajute ca Evanghelia să intre în domeniul practic, oamenii să fie ajutați și reorientați spre ajutorul de sus, de la Dumnezeu. Este mijlocul prin care multe vieți omenești pot fi salvate. În ce fel această întâlnire, aceste întâlniri vor avea impact într-un timp ca acesta? Diferă de la an la an, totuși Dumnezeu găsește soluții pentru a sprijini unii pe alții. Sunt oameni cu inițiativă în domeniul sănătății, în domeniul social, în domeniul educației, în domeniul de evangelizare. Oamenii sunt cu inițiativă, numărând aproape 25 de ani de ASI, noi am văzut cum anumite proiecte în domeniul de educație social au început de la mic și ele de la an la an au crescut. Nu am putea să spunem că e un timp care nu e prielnic. ASI a reușit, acum când vorbim, să-și onoreze toate promisiunile pe care le-a făcut față de diferite societăți sau asociații sau proiecte. În momentul acesta tulburător va demara cel mai mare proiect inițiat de oamenii de ASI, de medici, de biserică, și anume un spital oncologic care va începe la Târgu Mureș.